Bine v-am găsit! Doamne, să fie într-un ceas bun. Să dea Dumnezeu. Să bucurească de mult sediul ăsta. Dar vreau să-ți mai minte activități frumoase. Doamne, bună ziua! La cât mai multe activități faine, cum sunteți voi. Mulțumim! Bine ați venit! Hai! Îi sunt cu flori, ia? Mulțumesc tare, mă! Mulțumesc tare, tare! Uite, eu am să-i ofer... Mulțumim! Eu am să-l ofer celelalte persoane care s-au implicat foarte mult. Vorbeam de ei. Da. Care știu că v-a ajutat foarte mult. Cel mai mult, da. Hai să vedem un pic cum v-ați amenajat. O să ne ajute foarte mult pe viitor. Este o masă reglabilă pe înălțime cât și pe diferite secțiuni pentru cap și pentru picioare. Ne va ajuta foarte mult pentru că ei cum sunt foarte greu de transportat și de ridicat pe masă, o să o lăsăm mai jos ca să nu, ca să ușureze munca terapeutului. Mai avem aici sistemul de scripeți care ne va ajuta foarte mult pentru tot ce ține de mobilizări pasivo-active pentru cei care le este foarte greu să își coordoneze mâinile, membrele inferioare și membrele superioare. Barierul care deja le aveau în dotare ei și nu a mai fost necesar să-l mai achiziționăm noi. O scară care eu cred și sper să ajungem la performanța la care unii dintre ei vor putea urca aceste scări, placa de echilibru și alte mingiuțe pe care așteptăm noi să le amplasăm aici pe un suport amplasat pe perete. Într-adevăr ne-am mai rămas câțiva bănuți, mi-aș dori tare mult să mai putem achiziționa un aparat, dar din păcate nu sunt de ajuns, așa că o să găsim o altă modalitate, nu știu, poate vom mai apela, da, poate vom mai apela la Romașcani, ori dacă nu, vom achiziționa altele necesare acestei săli. Eu sper că va fi de bun augur și vă faceți sigur că da. În câte au putut fiecare și, bineînțeles, cei care doresc în continuare să ne ajute la dotarea bibliotecii noastre, da, cu cărți de povești, eu știu, cu alte lucruri care le găsesc și le... Da, este un buletin al nostru oficial în care am să dau... Păi în ăla pe anul... E un raport de activitate care este de la nivel național, unde avem și noi evenimentul de pe 7 decembrie 2000, da, este trecut în partea noastră la filiala Neamţ. Sunt toate filialele care... În raportul de pe 2018, cred că o să fie mai consistent. Mai consistent. Sunt tot din partea de recuperare, dar le-am pus puțin diferențiat de cele din eveniment cu ce am avut noi la sală, în partea cealaltă, la sediul vechi. Măcar ați așa pentru deschidere, pentru că aia o să ne folosim și da, de aia. Bineînțeles, mai ca să facem o diferență între ce a fost, da, și exact. Ne bucurăm că astăzi am reușit să aducem asociația de sprijin a persoanelor cu handicap fizic din România, într-o casă nouă. A fost o gândire mai veche, pornită de pe vremea fostului primar, actual domnul deputat Leoreanu. Am preluat această idee și în această primăvară am demarat lucrările pentru reabilitarea acestei clădiri. Am avut o primă discuție cu doamna Damian, am ajuns la concluzia că e o locație foarte potrivită și care se pretează pentru desfășurarea activităților pe care și le-au propus dumnealor. Și atunci nu a mai fost decât un pas, și anume această modernizare a acestui spațiu. Practic a fost o reparație capitală, atât la nivelul acoperișului, cât și la interior, prin schimbarea de geamuri, termopane, sistem de plafon fals și inclusiv, așa cum vă spuneam, partea de acoperiș, care era cel mai important pentru a pune în siguranță clădirea.
am amenajat și un loc de parcare, astfel încât părinții copiilor cu dizabilități să poată veni cât mai aproape de intrarea în locație. Și în primăvara anului viitor vom achiziționa și un loc de joacă dedicat pentru copiii cu dizabilități, astfel încât să profităm și de această frumoasă și generoasă curte. Și vreau să felicit, să o felicit și pe doamna Elena Damian, dar în același timp și pe ceilalți părinți care au venit în sprijinul lucrărilor pe care noi le-am efectuat și au venit cu solicitarea ca împrejmuirea, gardul, să fie doar reparat de noi și partea de vopsitorie să fie realizată de dumnealor, în ideea de a susține inițiativa administrației publice locale, inițiativa primăriei municipiului Roman pentru amenajarea acestui sediu. La ședința de joia trecută am aprobat și acest protocol de colaborare, astfel încât pe o perioadă de 5 ani această locație să fie folosită pe de o parte în scopuri terapeutice, dar și de socializare și de întâlnire a copiilor și, bineînțeles, a părinților. Credem noi că este un spațiu clar mult mai generos decât ceea ce oferea până acum această asociație și nu pot decât să le doresc mult succes în activitate, să-i asigur de tot sprijinul meu și de toată deschiderea în toate activitățile pe care le vor face. A fost, cred că, una din investițiile pe care am făcut-o cu foarte multă pasiune și cu suflet. Am pus foarte mult suflet în această investiție și cred că de aceea a și ieșit atât de frumos. Doamna Damian, câteva cuvinte. Da, adevărat că astăzi am și emoții foarte mari, dar sunt emoții constructive, emoții de bucurie, în care țin să mulțumesc în special domnului primar, în al doilea rând domnișoarei Andreea, pentru sprijinul de anul trecut, începând cu proiectul care l-am avut în luna decembrie. Aș mulțumi tuturor celor din primăria Roma care au avut, eu știu, domnilor ingineri care au pus și ei umărul aici și au fost în permanență pentru a reuși finalizarea acestui proiect. Noi ne bucurăm foarte mult că avem un spațiu, o casă a noastră, cum putem să spunem. Ne dorim foarte mult să ne facem toate documentele în care să mergem să ne facem acreditarea pe parte socială, să putem da drumul activităților de kinetoterapie, logopedie, unde copiii au foarte multă nevoie de această recuperare și nu numai pentru copii, dar și pentru noi părinții, pentru că și noi părinții avem nevoie de multe ori de a vorbi cu un specialist, că și noi la rândul nostru trecem prin foarte multe probleme, prin foarte multe necazuri și e bine și pentru noi o terapie câtuși de puțin. Eu țin să mulțumesc încă o dată domnului primar, mulțumesc totodată și domnului deputat Leoreanu, unde ne-a sunat și ne-a felicitat pentru acest proiect minunat. Nu a putut să fie alături de noi, dar cu sufletul și cu gândul este prezent astăzi lângă noi și ne felicită pe toți împreună pentru realizarea făcută. Vă mulțumim încă o dată! Da, câteva cuvinte și din partea celei care s-a dedicat foarte mult pentru strângerea de fonduri și pentru a reuși să dotăm într-o primă etapă și sunt convins că împreună vom putea și pe viitor să ne implicăm și să dăm dovadă că la nivelul comunității noastre putem discuta de exemple de bună practică și putem arăta că prin implicare și prin punerea de suflet în tot ceea ce facem, putem să realizăm lucruri deosebite. Andreea? Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru invitație. Sunt tare fericită că mă alătur dumneavoastră astăzi și mult mai împlinită că, iată, astăzi am finalizat într-un final proiectul pe care l-am început anul trecut. Este vorba despre proiectul povestea celor 60 de zâmbete. Cu ajutorul romașcanilor, cărora vreau să le mulțumesc foarte mult că mi-au fost alături și mi-au sărit în ajutor, mă bucur tare mult că am reușit să le oferim acestor copii posibilitatea de a
avea acces la o sală de kinetoterapie dotată nevoilor lor speciale, pentru că într-adevăr le este foarte dificil să se deplaseze. Vreau să mulțumesc atât domnului primar, cât și doamnei vice, că ne-au fost și dumnealor prezenți la evenimentul de anul trecut și cu ajutorul lor a fost posibilă această reușită. Sperăm ca pe viitor să mai achiziționăm încă un aparat, pentru că ne-au mai rămas câțiva bănuți acolo, de care aș vrea să ne folosim în mod util pentru ei. Așa că probabil în perioada următoare vom mai organiza o strângere de fonduri ca să scăpăm și de aceea, pentru că ne stau așa un pic pe suflet. Încă o dată mulțumesc tuturor celor care au fost părtași acestui eveniment și vă doresc mult succes în continuare. Vă mulțumim! Doamna vice, și dumneavoastră știu că ați participat aici multe ori după partea de construcție, munca... Recunosc că am rugat-o pe Elena să mă lase într-o după-amiază să cercetez de ce ar avea nevoie și cu câteva asociații de părinți am încercat să croim câteva proiecte. Sunt în derulare, care vor avea ca finalitate achiziționarea de materiale didactice pentru copii. Am început cu câteva jucării, timid, dar până la Crăciun spun eu că vor fi dotați și din partea aceasta didactică, spun. Succes le doresc și la cât mai multe activități frumoase în această clădire superbă.